proiectul spitalului municipal îl susține toată lumea pentru că este nevoie mai mult ca oricând în sistemul de sănătate buzoian de un astfel de obiectiv care să satisfacă cerințele și nevoile actuale ale buzoienilor. Dar de aici și până la a se înfăptui un astfel de proiect, este cale lungă și vă spun din experiența mea de la autostradă. Pentru că de la discuțiile cu despre proiectul ulterior, din proiectul anterior cu autostrada și până am ajuns în zilele noastre, a fost cale foarte lungă, cale foarte lungă. Noi trebuie să stabilim un singur lucru, că de aia vă spun că ceva nu funcționează, că dacă e să o luăm cu creionul pe hârtie, vă spun o chestiune. Ce dorim să avem? Spital județean sau spital municipal? Dacă este vorba de un spital municipal, atunci ne punem problema. Cine finanțează acest spital? Are capacitatea primăria Buzău să finanțeze spitalul? Nu construcția lui, ci gestionarea și finanțarea ulterioară a activității. Susținerea activității. Bun. Dacă noi vom avea un spital municipal, vă dați seama ce se va întâmpla, un exod al medicilor dinspre spitalul județean, pentru că rămâne spitalul județean, către spitalul municipal. Acolo va rămâne praful după tobă. 1. 2. Ce se va întâmpla cu spitalul municipal? Pentru că la ora actuală spitalul județean deservește întreg județul. Ce pacienți vor avea acces la spitalul municipal? Cei din mediul rural, pacienții din mediul rural, unde vor merge măcar pentru urgențe? La spitalul municipal sau la spitalul județean?